Ploile torențiale s-au întors și au făcut ravagii în țară. Zeci de gospodării au fost inundate, iar vijeliile au doborât mai mulți copaci, au blocat drumul și au lăsat în urmă tone de mâl și pietriș. Inspectoratul pentru situații de urgență arată că 49 de localități din 17 județe au fost afectate de inundații. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din 43 de case, 145 de anexe și peste 300 de curți. Furtuna a trântit la pământ 7 copaci care au avariat 2 mașini. De asemenea, traficul pe DN15 din județul Neamț a fost oprit după ce viiturile puternice au distrus un podeț, iar carosabilul a fost inundat. Și drumul transalpin a fost blocat după ce mai multe bucăți de stâncă s-au desprins și au căzut pe șosea. Pompierii au intervenit pe tronsonul care străbate județul Alba, au înlăturat copacii căzuți și au eliberat drumul. În continuare, meteorologii nu vin cu vești bune. Aceștia au anunțat instabilitatea atmosferică. Vom avea parte de caniculă de azi și până joi, dar și de un cod portocaliu și galben de vijelii și ploi în jumătatea sudică a țării, acolo unde vântul va ajunge și la 90 de km pe oră. Grindină și ploi torențiale sunt așteptate și în sudul Moldovei, în Dobrogea, Muntenia și estul Olteniei.